Da, dragilor, 4:50 dimineața, eu cu socrul meu, acolo omul negru, hai să te vadă lumea în premieră pe canal la mine, socru. Bună dimineața la 4:00. 4:50 chiar. Am băgat aici corturi, mâncare, tot felul, saltele, aici ai pregătiri, beri, ape, porumb, aici. Nezi, alte nezi, butelii. Aventura de o săptămână în Ungaria, Delta Tisei, urmează să ne pornim și avem avantajul că vom câștiga o oră practic la fus orar. Deci dacă ajung în granița la 7:30, atunci la practic la ei 6:30. O să ajungem la Tisea Fured, să ne facem permisele și se anunță vreme bună. Astăzi ce dată e? Cum? Ce dată e astăzi? Nu știu, 6. 6 iunie 2024. Hai să ne vedem pe drum. E 5:13 și mergem în Ungaria. În campare, la cort, în delta Tisei, un areal de peste 200 de kilometri pătrați. Da, 200 de kilometri. Delta noastră a Dunării mult mai mare, dar au și ungurii, practic, delta lor. Din Tisa, practic, mergem pentru prima dată să vedem ce o să fie și acolo. În principiu, faptul că poți să campezi la cort, ăsta e principalul nostru obiectiv, pentru că să ne reconectăm cu natura. Știm foarte bine că în delta Dunării nu-i mai voie să se campeze, practic, dacă vrei să te duci, te duci doar cu cazare la localnici sau la pensiuni sau unde se poate campa. Astfel, acum, în data de 6 iunie, încercăm să vedem, practic, ce se poate prinde pe acest areal geografic. Încercăm la crab, în principiu asta e ceea ce vreau. Da, dragilor, ne apropiem de Vama Borșunu. Am trecut pe municipiu Oradea, 6 minute pe centură, deci au o centură ca și în Occident, jos pălăria. Eu vin de la Cluj, unde lipsește cu desăvârșire centura, bineînțeles și metroul. Mai avem 1 kilometru. Sunt două variante pe care se poate merge. Noi mergem pe varianta mai lungă, dar mai economă din punct de vedere financiar. De fapt, nici nu știu dacă e mai lungă, că cred că e mai scurtă, dar e mai lungă ca și durată de timp. La Vama Borș și mergem tot pe europeanul din Ungaria. Deci nu ne abatem, mergem tot în linie dreaptă, cum ar veni. Există și varianta Vama Borș 2, unde te urcă pe autostradă și trebuie să achiți rovineta la unguri, practic 100 de lei pe săptămână. Noi nu o achităm, nu o să avem nevoie pe drum european și atunci economisim 100 de lei și facem cu 15 minute mai mult. Deci, uitați acum, ne apropiem și de Vama. Welcome to Hungary! A fost cea mai scurtă, practic, tranzit între Vama, România, Ungaria. Cred că am stat 4 minute. 4 minute, n-a fost lume și o decurs foarte ușor. Bine, o să trebuiască să intrăm și noi în spațiul Schengen și atunci nu o să mai fie nevoie să ne legitimăm la Vama. Da, după cum se vede, mai avem 114 km până în oraș. Deci undeva la ora 9 locală la ei, deci 10 la noi, ar trebui să ajungem. O să vă filmez de acolo cum o să decurgă. Wow. Vă salut de la magazinul de pescuit Adi Horgasbolt. Nu? Am ajuns. Ne face permisul. Ca să face și o idee, Adi Horgasbolt. Și aici ne facem permisele.
Mamă, ce de... Suntem în localitatea Poroslo. Și bineînțeles că aici e zona turistică, tot felul de cabănuțe și de căsuțe. Eu cred că apărut. Și mergem practic prin sat, după care vom poti undeva la stânga să urcăm pe dig. Și admirăm peisajul, care adevărul e că e frumos, n-ai ce să zici, foarte curat, organizat. Da, după cum se vede, am intrat pe dig. O să trebuiască o taxă de dig. Pe o săptămână am achitat-o noi, că noi stăm o săptămână și permisul l-am făcut pe o săptămână. Și după cum se vede, aici sunt locurile de camping. Mașina se lasă la marginea digului și practic în locurile astea se pescuiește, plin de pescari. Dar e exact cum trebuie, deci exact aceeași tipar. Uite aici ce de corturi. Plin. Aici ce de embarcațiuni. Cred că aici e parcarea embarcațiunilor, o parte din mini porturile astea care le-am văzut eu aici pentru... Acesta cred că e al treilea și în nici 5 km. Și noi mergem în continuare pe dig până vom găsi locul care ne place cel mai mult. Dragilor, am ajuns. Am și găsit un loc. Practic am găsit locul cel mai scurt între locul de campare, care va fi aici în mini pădurea aceasta, și practic câțiva metri de nivel. Ia uitați cum arată locul ales pentru campare. Ce părere aveți? Aici mi se pare că ei au făcut chestia asta de diguire a malului. Aici o să fie locul meu de pescuit. Uitați aici, mamă, câtă și apa adâncă, deci aici sigur e apă foarte adâncă. Ia uitați câtă imensitate de apă. Doamne Dumnezeule, ce frumos. Aici o să dau direct așa. Extraordinar de frumos. Hai să punem tabăra și ne auzim mai imediat să vă zic tot ce înseamnă de regulile Deltei Tisei.
Oh, și aici, mamă, dar ce de umbră. Și aici e loc de pescuit, numai că e mai greu aici cu pământul, cu ăsta, cu... Acolo e loc foarte bun, și aici. No, nu contează, important e că locul e mai mult decât mulțumitor. Avem și lemne acolo pentru foc, ceaun. Excelent. Mai mult decât excelent. Hai noroc, dragilor. După atâta strădanie, că ia uitați, mă gândeam eu că deci mașina mea știu că e joasă, dar la toate denivelările de drum, păi tot simțeam cum loveam. Mă gândeam de ce cauză. După cum vedeți, aici vă, nu știu, vă 200 de kg, neapărat n-am 150 de kg sigur, e echipament, mâncare, băutură, tot felul, nadă. Și le-am adus, o să începem să facem campingul. Am desfăcut o bere și asta e de bun augur. Am luat niște informații de aici din zonă. E plin de pescari. Niciun român, deci atenție, niciun român. Pe tot parcursul ăsta n-am văzut nicio mașină din România. Asta e un lucru foarte bun. Că încă sunt locuri care nu au ajuns românii. Sau au ajuns foarte puțin, cel puțin eu din 150 de mașini, așa, n-am văzut niciun număr de România. Și e bine, pentru că acum vă pot da, în săptămâna care va urma, vă pot da un tempo în ceea ce privește peștii, ce se prind aici. Nu vreau să vă spun că m-am uitat aici la apă, la 10 cm era un șalău, cred că avea un metru. Aici era în mal, am rămas străznit. Bineînțeles că era doar în mal, nu l-am și prins. Și... Ia uitați aici, ce imensitate de lac. Cam vreo 4 km până în malul celălalt. Pe malul celălalt curge Tisa. Deci aici este cu caracter permanent de lac. Nu există curent, nu există nimic. Aici, după ce cum văd, e apă de 2-3 metri din start. Deci din start. Și... Asta este. O să văd, mi-am adus și o barcă să-mi duc porumbul să nădesc. Crapul va fi ținta numărul 1, crapul, dar va fi vizate și celelalte specii, caras, plătică, ten, știu că vedem. Și aici o să organizăm cortul, să vedem, o să mă uit, să văd de soarele să meargă. Deci aici ești protejat de soare toată ziua, de vânt, acum nu este deloc. O să începem să facem corturile, să facem campingul, încă tânără vremea. Ia uitați aici. Rețele sunt aranjate, gata de pornire. Însă înainte să dau drumul la pescuit, vreau să vă prezint tabăra. Dacă vă amintiți, aici era plin de tot felul. Între timp le-am organizat. Acum facem o pauză, că am și luat masa, am și umflat barca mea pentru nădire, ați văzut și porumbul. Aici e locul de foc cu ceaun, care o să-l pun în funcțiune. Aici cele două corturi, aici sunt bețele, apa, acolo iarăși apă de spălat, ce cortul cu toate aranjate. Având în vedere că se anunță o temperatură ridicată peste noapte, undeva la 15-16 grade, nu are rost să ne înfofolim, oricum am luat de rezervă să avem. Aici am pus alte cele pentru, în caz că, să nu... Astfel, după cum vedeți, nada, am aici porumb, fiert, fermentat cu gust de usturoi. Și aici nada de la Fish Pro și cu acest prilej îi mulțumesc domnului Florin Lozincă pentru indicațiile și pentru promptitudinea care mi-a ajuns nada. În caz că ați observat, eu sunt fan
Na da, Fish Pro și nu numai, și acum am mai luat aici și alte chestii care să fie valabile pentru pești adevărați, adică popapor de 1,5 cm diametru. Cam asta este. Să dau drumul la pescuit, o să pescuiesc, deci se pescuiește doar cu două bețe. Eu am trei, în sensul că unul va fi feeder pe zi cu unul staționar și peste noapte vor fi doar două staționare pe senzori. Undeva o să văd eu pe unde le duc și cu barca o să bag la apă să mă duc să nădesc. Asta o să vedeți în clipul următor. Ia uitați aici, ia uitați un pește. Avat cred că era. Nu știu dacă l-ați văzut, dar uite că se mai vede încă la suprafața apei. Ori avat, ori clean. Mamă, mama mia, ce fain, ce mare era. V-am spus că aici am văzut un șalou gigant azi dimineața când am ajuns, dar acum era altă specie. Oricum aici ai puzdere de pești, că se tot aruncă și sar și na, cred că avat sau știucă sau șalău, oricum e nebunie. Da, vreau să zic că haideți să vă prezint și permisul și tot ce aveți nevoie pentru a putea să veniți în practic să puteți pescui aici în zona aceasta frumoasă. Astfel, dragilor, am ajuns și la momentul care să vă spun practic și povestea cum am ajuns eu aici. După cum știți, eu sunt amator de sălbăticie și îmi place foarte mult delta Dunării a noastră. Însă din cauza că deja de 2 ani de zile nu se poate campa în delta Dunării sau nu poți face practic mai nimic, doar dacă te cazezi acolo, și eu vreau să mă conectez cu sălbăticia. Ce să zic, eu sunt din Cluj-Napoca și am ales delta Tisei, care e la 300 de kilometri în locul unde am venit, 304 kilometri în locul unde am venit, practic la 4 ore de orașul meu. Astfel, dacă mă duc din Cluj în delta, îmi ia 10 ore, vreo 750 kilometri și nu pot să fac nici un camping, deci trebuie să ori să dorm în mașină, ori să mă cazez la localnici. Nu e o problemă, doar că nu te poți conecta cu natura seara să poți să stai. După cum vedeți, cum se aud păsările în surdină aici. Astfel, ca să vă faceți o idee cum să pescuiți aici pe delta Tisei, aveți nevoie practic de un permis valabil pe România la Agenția Județeană de Pescuit. În cazul de față, eu l-am vizat pe anul 2024 pe județul Mureș. Acesta este valabil, practic e dreptul de pescuit, care e valabil pe Uniunea Europeană, deci ei atestă faptul că tu ești ok și nu mai trebuie să dai examen la ei, care, să fim serioși, cum să dai examen, că nu știm nici să vorbim limba lor, dar aminte să înțelegem ce... Da. Deci trebuie să dai un examen ca să ateste faptul că tu ești capabil să pescuiești în ape. Acesta te scutește. Bineînțeles că mai ai nevoie și de buletin. Acolo la magazinul, că practic toate formalitățile se fac la magazinul de pescuit, cum v-am arătat acolo la începutul clipului. Vi se face practic un permis de pescuit valabil pentru toată Ungaria, costă 5.500 de forinți. O să vă spun la final, practic 5.500 de forinți undeva vreo 60 și vreo 5 de lei, 70 de lei, deci permisul valabil pentru toată Ungaria, în care trebuie să-ți notezi aici, mă rog, când vii, capturile pe care le reții, adică crap, data, ora, greutatea, caras, deci absolut toți peștii pe care îi reții trebuie să-i notezi în acest carnet. De asemenea, în momentul când te legitimezi acolo, o să zică tot felul de date, numele mamei, locația, codul poștal unde stai, mă rog, mai durează vreo 5 minute. Și aici este taxa de pescuit practic pentru delta Tisei, 24.000 de forinți pentru 7 zile. Se poate face și pe un an întreg, 54.000 de forinți, deci pe un an întreg undeva vreo 700 de lei la data filmării clipului în 6 iunie 2024. Cei 24.000 de forinți, 310 lei aproximativ pentru cele 7 zile. Suntem în 6 până în 12, practic la 23.59 putem pescui. Așa.
având în vedere că venim pe un dig asfaltat și ați văzut cum e, mai aveți nevoie și de o taxă de 900 de forinți, circa 10 lei. Practic atâta e taxa pentru a putea veni cu mașina, care va fi menționată aici pe etichet, să fie 900 de forinți, deci undeva 10 lei. Vi se mai dă practic și nu înțelegi nimic, am mai ales fișele pentru reguli și așa. Eu mi l-am descărcat pe limba română, o să vă pun și la dispoziție în link-ul din cadrul clipului pe română, în care să puteți accesa toate informațiile astea, cu cât, ce cantitate de pește puteți reține, dimensiuni, așa, prohibiție și așa mai departe. Vi se mai dă practic și la magazin, acolo vi se mai dă și un catalog cu harta bazinului hidrografic al deltei Tisei. Noi am fost în Tisa Fiured și ne-am dus, momentan suntem aici, deci am fost de aici și ne-am dus oareșcum pe dig și am ajuns în zona Sarul, undeva pe aici suntem, după cum se vede, și aici practic toate speciile de pești care sunt și dar pe limba maghiară. Asta e mai mult pentru carte ca și copilași mici, pentru citit și pentru amuzament. Cam asta a fost și sper să vă atragă. Ideea e că te trage doar dacă reușești să capturezi pește și acum aici în arealul acesta am văzut ce pești sar, dar urmează să îi și prindem. Imediat mă apuc să fac nada. Imediat după clipul acesta vă veți putea uita și la prima partidă de pescuit, cum se derulează, având în vedere că stau o săptămână, o să încerc să le drămuiesc într-un timp relativ scurt fiecare zi. Cum am gândit partida, ce am făcut, ați văzut că am porumb, am tot felul de nadă. O să încerc să pescuiesc atât la feeder cât și la crab staționar. Rămâne să vă salut și ne vedem în clipul următor. Toate cele bune, vă salut!